Bianca Comăneci, anunț surprinzător în mediul online. Bianca Comăneci a devenit cunoscută în spațiul monden ca urmare a participării sale în cadrul unei emisiuni matrimoniale. De atunci și până în prezent s-a făcut remarcată în rândul publicului, iar acum apare din ce în ce mai des pe micile ecrane, fiind o moderatoare de succes. Tocmai din acest motiv a adunat de partea sa și o mulțime de urmăritori care o apreciază datorită carismei și sincerității sale. Recent, bruneta a luat pe toată lumea prin surprindere, după ce a postat prima fotografie alături de iubitul său. Cu această ocazie, a făcut și un anunț neașteptat. Bianca Comăneci a reușit să strângă o comunitate numeroasă pe rețelele de socializare, în special pe Instagram, tocmai de aceea, bruneta ține destul de des legătura cu fanii săi, cărora le împărtășește momentele importante din viața sa. De această dată, moderatoarea a luat pe toată lumea prin surprindere. A postat prima fotografie alături de iubitul său, însă a avut grijă să nu-i dezvăluie și identitatea, astfel încât i-a acoperit fața cu un emoticon. Mai mult decât atât, pe Instastory, vedeta a lăsat de înțeles că cel mai probabil va pleca într-o vacanță alături de el. Deși până acum nu a făcut declarații cu privire la partenerul său, rămâne de văzut dacă își va asuma și în spațiul public relația cu actualul iubit. Părăsesc țara pentru iubitul meu, a scris Bianca Comăneci pe contul său de Instagram, acolo unde este urmărită de foarte mulți fani.